doamna Dămo și domnul Pogar Marindianu nu poate să ajungă acolo și nu. Da, asta. Deci bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Prin dispoziția primarului Comunei Varincea numărul 18 din 21 iunie anul curent, a fost convocat în ședință ordinară. Constat că este întrunit formul necesar desfășurării ședinței de astăzi. Dau cuvântul domnului primar să se pregătească pentru prezentarea proiectului ordine de zi. Dar înainte de asta aș vrea să vă supun atenției dumneavoastră și votului procesul verbal al ședinței anterioare, care l-ați avut la dispoziție acolo. Dacă sunteți de acord cu conținutul procesului verbal. Dacă mai sunt complet așa, le putem discuta și le introducem. Sunt voturi împotriva? Nu. Mulțumim. Trecem mai departe, domnul primar, aveți cuvântul. Ședința din statutară, sunt votul domnului primar, credit oamenii. Expun motive și proiecte hotărâri privind contul de încheiere a exercițiului bugetar la 31.03.2019 al Comunei Varincea. Punctul 2. Expuneți motive și proiectul hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Punctul 3. Expuneți motive și proiectul hotărâri privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din Comuna Varincea. Punctul 4. Expuneți motive și proiectul hotărâri privind aprobarea protocolului de colaborare în cadrul proiectului cererea de implementare servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Punctul 5. Expune din motive și proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației la patrimonial ADIS. Punctul 6. Expune din motive și proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației al patrimonial ADIS. La punctul 7. Expune din motive și proiect de hotărâri privind aprobarea contractului de acomodat cu Asociația Cultural Educativă Arta, Sport și Sănătate Vatra Satului Vălei. Punctul 8. Expune motive și proiecte hotărâri privind atribuirea unui teren în folosință gratuită pentru construirea de locuințe în baza legii numărul 15 din 2003 cu modificările și completările ulterioare. Punctul 9. Expune motive și proiecte hotărâri privind aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a deciziei numărul 13 din data de 7.05.2019 și a Camerei de Conturi Județul Bacău referitoare la audit financiar pentru anul 2018. Punctul 10. Expune din motive și proiecte hotărâri privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Varincea. Punctul 11. Diverse. Domnul Scutarescu. Mai aveți ceva de adăugat la urmă de zi? Atunci, dacă sunteți de acord cu urmă de zi. Abține. Trecem la punctul numărul 1. Expune din motive și proiecte hotărâri privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.03.2019 al Comunei Varincea. Dăm cuvântul domnului Necu Vasile, domnul contabil. Domnule Vasile, bună ziua. Dar după cum știți, după cum a fost la dispoziție materialul, la fiecare trimestru, ordonele delegative ale locuților administrative teritoriale întocmesc prezintă contul de execuție în vederea aprobărilor. La data de 31 martie 2019, contul de execuție se prezentase. La partea de venituri, suma totală este de 1.885.189,59 lei. La partea de cheltuieli, 723,578 lei. Aceste realizări reprezintă un procent de 5,98% din prevederile bugetare la venituri și 60,42% din prevederile bugetare la cheltuieli. Materialele vă fac cu la dispoziție pentru a studia dacă aveți întrebări vis-a-vis de acest subiect. Discuții, nu? În materialul prezentat, este prezentată situația economică la data de 31 martie 2019, s-a făcut execuția. Numărul de execuție este așa în sublinie, procentual a expusului. Punem la vot.
Împotrivă? Ei. Atunci trecem la punctul 2. Punctul 1.2. Expune din motive și proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Dăm cuvântul domnului contabil Grecu Vasile. Da, la fel, la el. Prin hotărârea guvernului 35 în 2019, s-a alocat din afirul de la efectuată școlar, suma totală 311.000 lei pentru asigurarea credibilități și amenajarea grupului sanitare de la un centru de învățământ pentru un stat de stat. Care acesta este declarație specială și anume, pentru scoarea din Azeana, la satul Vladnic, avem o sumă de 135.000, pentru grădința sportivă normală număr 2, Vladnic, 53.000, pentru școala primară Barna, 53.000, și pentru școala primară din satul Vladnic, 70.000 lei. Da, ce am făcut să te ocupi? Nu știu, dar așa cu aceasta se acordează și unul de investit și cu altul de la chipul. La fel, discuții și întrebări. Dar sunt vreo rământări acum în lucrurile astea după ce vreau. Să fac atâtea controale din toate organele, și poliție, și DFP, și inspectorat școlar, tot. Că mulți au fost probabil unde știau ministerul de școli, erau date pe tapet. Și ministerul s-a orientat de raport de numărul de elevi care au constatat în anii, înainte de începerea anului școlar, sunt la minister. Deci aici nu m-a întrebat director, primar, nu m-a întrebat nimeni. Cum a fost stabilit anul trecut? Comunicat, domnul primar, degeaba spun, o comunicat director. Păi un comunicat, numărul de elevi, comunicat numărul de elevi. Nu, că nu contesta cineva ceva. Un comunicat, numărul de elevi, domnul director. Nu știu ce se întâmplă. Numărul de elevi, locul, da, la școli, numărul de adresă. Deci, discuții numai, nu? Aceste școli n-au primit avizi de funcționare. N-au primit avizi, n-au avut WC-ul în interior și din cauza asta s-au... Nici apă potabilă, nici... Domnul Vascate. Și legea așa prevede că aceste toalete trebuie să fie interiorul spațiului școlar, nu în liceu. Nu, vreau ca să spun ceva, domnul. Deci când au venit la ministerul, au venit la primărie. Ca să, să comunicăm, să completăm grila care ne-a trimis ei. Noi am trimis-o către școală ca să o facă ei, pentru că toate datele sunt la ei, nu sunt la noi. După care s-o transmis mai departe înapoi la minister. Da, și noi nu avem nimic împotriva. Banii ăștia puteau să vină să-i ducă direct la școală, să facă școală. Ne-ați complicat acum. Deci eu, ca consilier local, nu am știut până la nici eu nu am știut, domnul Vasilache. Cum dacă ați văzut acum, după comunicat dumneavoastră acum, de ce sunteți în cum? Adresa? Deci când vedeți, deci dumneavoastră nu aveți nici un lucru în colaborarea și nu știu. Nu mi-a spus pentru ce motiv. I-am întâlnit cu două mine, am văzut. Deci ce suntem în comună al tău? Suntem două, nu știu la dumneavoastră întâlnit. Păi nu comunicăm nici noi cu dumneavoastră. Domnule, nu știu de ce e supărarea asta, pentru că acum două luni, două luni și jumătate, Ministerul Educației și Învățământului și prin hotărârea guvernului s-a spus așa. Nici o școală din țara asta nu rămâne anul acesta fără grup sanitar în interior. Nu, mai rămâne. Nu rămâne. Deci pe prea bine. Gata, mi-e pătrat de ce m-am făcut. Și s-au dat alocat banii ăștia pentru ca toate școlile din țara asta să aibă grup sanitar. Și mai ales la noi este problema că avem spații în care să introducem grupul sanitar, ne trebuie fost. Înțelegeți? Și puțul de-a. Și puțul de-a. Și sunt unele locuri care, după cum a zis domnul primar, sunt greu, foarte greu de făcut. Că trebuie să aducă cum e făcută școala. Domnul Dragoș, vreau să vă cer aprobarea acum pentru construirea la băile astea în interiorul școlilor. Deci nu stabilești primarul sau directorul școlii unde se face. O să vină proiectantul, o să spună, domnule, aici e cel mai bine pentru a construi baia respectivă. Normal, nu. Grupul sanitar. Mai economic. Dar noi, dacă vreți să ne informați, să ne informați după ce vine proiectantul la fiecare școală. La Băleni, s-a pus în X, la Vlantrile. Nu înainte. Domnul Vasile, nu știu. Următorul pas, domnul Vasile, vine proiectantul, dacă nu știu.
De exemplu, sunt îngrijitoare care sunt la școli. Ei trebuie să știi și ea unde să faci grupul. Nu vine constructorul, pe aici l-a proiectat, în cancelare, pe hol, acolo, nu. Dacă se poate afară la banii ăștia, eu mă uit că ceva bănișoare e pentru că ceva. O să treacă anul și nu o să puteți cioși banii, o să-mi ia banii înapoi și o să rămâne fără banii la banii. Și o întrebare, așa, dacă dumneavoastră faceți în încintă, costul foarte mic, banii ăștia nu puteți să-i cheltuiți decât de WC-ul. Puteți să-i folosiți de doar joc? Deci îmi place banii. Și atunci cum puteți să cheltuiți 135.000, 1 miliard și ceva? Dar nu e obligat tot să-i cheltuiți pe toți. Că da, dar nu, azi nu mai pentru WC-ul puteți să-i folosiți de undeva. Aici v-am întrebat eu. Păi nu mai pentru WC-ul, da. Și cum să construim un WC-ul în cinte, un miliard? Doamne, dar nu este obligat să fie obligitor. Păi și cum îi dai înapoi? Îi dai înapoi ce vezi? Păi nu mai bine faci alătrea? Nu. Gata, nu-ți permite timpul. Îi faci și fost adică. Nu-ți permite timpul. Nu-ți permite timpul. Eu unul nu risc. Facem o greșeală. Unul un miliard. Nu, domnule, tu nu știi nimic. Nici 1 miliard. O să nu știi. Da, pe 130.000. Miliardul ăsta sare așa în cap. Nu sare miliarde, nici 5 miliarde. Sare, cam 300.000. Domnul drag, sare, pentru că am găsit primării, ne-au făcut 3 miliarde. Acum, ne apucăm dinainte, nu cumva s-o faci. O fraudă. Hai, domnule, cine e trimis? Domnul drag, bine ca domnul primar. Vreau să mă informez. Eu, domnul drag, vin în ședință posibil să îndrept domnul primar să mă informeze. Că după două sau trei când facem o ședință, plec neinformat și nu știu nimic ce dăm în comun asta. Nu pe dumneavoastră vă întrebam. Vreau să vă întreb dumneavoastră, vineam acasă și vă vreau. V-am întrebat domnul primar. Domnul primar vă spun. Văd că ești nu pe noi, nu pe mine să răspund tot mie. Nu merge. Îmi permiteți un pic. Deci, la ședința de astăzi, proiectul de hotărâre, care este în legătură cu sumele alocate pentru investiții, pentru școală, scopul care sunt grupul sanitare, da? Ne aduce astăzi la cunoștință, ne-a adus la cunoștință sumele, bugetul se rectifică, aprobăm rectificarea, după aia, urmând să se stabilească concret, locațiile și pașii următori. Deci deocamdată sunt bani alocați. Am bani alocați, de acum pot să merg la drum să se stabilesc. Da, eu am întrebat în sensul unei propuneri și, spre exemplu, după ce facem procedura de rectificare de buget și urmează să avem o discuție cu un proiectant sau cât o să fie, vedem cum o să facem achiziția publică, nu? Suntem invitați să participați la discuțiile cu proiectantul și să vedeți soluțiile tehnice cele mai avantajoase și financiar și tehnic pentru Comuna Parincea, doar nu sunt secrete. Și atunci, după ce se discută și avem toți parametrii pe hârtie, ne putem da seama, este bine, nu este bine, în interior, în exterior, vis-a-vis de fonduri, vis-a-vis de locații, cât diferă unii de altele. Și atunci, încetăm și orice... Și specialist poate să stabilească. Exact. Pentru că este nevoie acolo, deci după ce ele vor fi construite, trebuie și avizate, nu știu, dacă ele nu sunt construite corespunzător, nu se primească avizile necesare. Și nu ne putem permite să riscăm cu aceste obiective, să le facem la întâmplare. Deci... Da, tocmai cât la sumele care sunt aici, asta spuneam și eu, nu facem institutul sanitar la întâmplare. Da, dar știți cum, ca să ne putem pronunța asupra acestui aspect, avem nevoie de opinia specialistului, ca să ne spună exact ce putem face, că din câte am înțeles, și vă poate confirma domnul primar, domnul contabil care au purtat discuțiile astea financiare, aceste obiective trebuie să le finalizăm în cursul anului acesta fiscal. Și trebuie să ne gândim și la lucrul ăsta, că primul pas, să știți că sunt cărțile funciare care nu sunt la școli făcute. Și durează și alea, cât ar fi de repede, pe puțin două săptămâni de zile. Proiectul avizului 30 de zile. Deci nu e... Deci avem vacanță două luni de zile și numai pentru avizul de la E.ON și de la Belgaz, stăm 30 de zile. Deci nu niciodată nu mai devreme de 30 de zile. Plus, pe urmă, până facem autorizația de construcție, până facem contractul, nu poți face contract când nu ai autorizația de construcție. Deci trebuie avut în vedere toate oricum trece vacanța și nu face nimic. Stați, nu știți. Cel mai greu o să fie pentru școala Vrabi, la care vă tot trofați tot. Acolo, pe Iisus Hristos. Boara de gând de vechi. Sursa de apă. Sursa de apă. Probleme de la loc. Plus... De asta s-o s-a alocat mai mult. Deci acolo, dacă vreți neapărat ca să facem exterior, ne asumăm,
Dacă nu finalizăm până la sfârșitul anului, plătim anul viitor din bugetul nostru. Trebuie să încă rădui, de când ea tata ea. Când ea, trebuie voile, cum să rădui? Dacă mai puneți poate la plină, la bugetul. Dacă nu se pune la vot. Cine este ca vie de problemă? Da? Spune doamna Valerica. Am zis favorat. Domnul consilier? Votăm. Deci nu am uitat de votul sau acolo. Trece la punctul 3. Pregătește domnul viceprimar aici, da? La punctul 3. Deci, punctul 4. 3. Da, omenajamentul pastoral. Este un motiv și proiect de hotărâri privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Farincea. Dăm cuvântul domnului viceprimar ca să prezinte lucrarea, că el o... Da. Suntem locul 5 în Europa ca suprafață. Conform contului de bune de condiții agricole, GAEF-ul și a mediului, Consiliul European are un regulament. Și constă în menținerea suprafeței la 2007 și asigurarea unui nivel maxim de întreținere. Asta este principiul de la care se pleacă. Care-i scopul amenajamentului pastoral? Prin amenajamentul pastoral se reglementează tot procesul de producție privind pastoral. Având la bază studii științifice, începând de la studiul pedologic, făcut de către OSPA Bacău, cu probe de teren, de fiecare parcel, analize, unde spune în analiză, aici în Biblia asta, că se toate date. Nu sunt date tehnici, unele din celor, știu, e făcut de special. Nu știu așa pentru cultura la mea generală și a dumneavoastră să discutăm. Așa. Deci, întâi s-a plecat de la studiul pedologic, a terenului, a pământului, pentru că este diferent între parcele și interesate și interesate. Al doi, studiul floristic, s-a studiat toată structura plantelor, de păpășuri. Și, ca termen general, se încadrează într-o pășură în salată mediu. Asta este structura terenului, pământului și a structurii floristice, pentru că sunt condiționate una de alta. Scopul este ce se poate îmbunătăți. S-a mers ani de zile cu producții statistic 10 tone, 10 tone de masă verde la acesta. Nu se poate. Masa verde se stabilește prin piețe de 10 metri pătrat, care se posesc. Noi le-am făcut efectiv și acum sunt la fața locului de acolo. Am pus prima coasă, a doua coasă, a treia coasă, am cântărit și de acolo s-a pornit cu datele noastre, cu datele dumneavoastră, pentru finalizarea studiului. Pentru amenajamentul pastoral este dată legea 44 și ordonanța de urgență 34-2013 și completată la legea 18-1991 spune clar, lucru vrei sau nu vrei. Studiul ăsta se face pentru perioada 10 ani și pe baza lui se concesionează, se încheiază la
crescătorii de animale. Ca să poți să-i concesionezi, ce să știi, în primul rând, ce producții de masă verde ai de hectare. Asta este prețul. Prețul la kilogram de masă verde se stabilește de către Consiliul de Țară și o spune la anul, luna, aprilie, dacă vrei să concesionezi sau să închiriezi 50 de hectare de pășune, nu mai închiriezi la total. Nu. Deschid Biblia și spune, la trupul numărul 23, Parincea, scrie producție de 7,2 masă verde de hectare. Ei, aia se transformă la 0,2 de bani, 3 de bani kilogram și spune, atâta costă hectarul în trupul ăla. În trupul ăla, la costa mai puțin, la Parincea mai mult. Deci, se departajează în funcție de toți indicatorii. Alt scop, care a amenajat acolo. Ai o producție aproximativ, făcută determinată de baza datelor. Ce măsuri poți iei ca să îmbunătățești producția de masă verde, nu numai cantitate, și ca structură. Pentru că sunt pășuni care au o structură proastă, bulieni, sălbatici, care animatul nu-i consumă. Să spune că o unitate de tămare, deci ai echivalent o vacă, e egal o unitate de tămare. Trebuie să consumi suprafața, sau cantitate de 60 kg de masă verde. 60 total, 50 consumate, 10 sunt plante nespecifice, neconsumate. Dar o vacă, de dimineață și până seara, trebuie să consumi 50 kg. Asta sunt normele. Și așa se transformă și la cap, și la tenere, bovin, și la oaie, și la pian, și la mai departe. Ca să îmbunătățești structura paniei, trebuie să vin o serie de măsuri. Cum? Vin în studiu pedologic, v-am spus, lipsește azot, lipsește fosfor, lipsește calciu și așa mai departe. Și-mi vine cu măsura. Nu mai vine posat și îngrășământ cu orei. Nu. Noi cu ei concesionăm. Asta-i spunem. Acolo trebuie să dai 200 de kilograme de îngrășământ. Sau 100. Nu dai nici mai mult, nu dai nici mai puțin. În funcție de cantitatea de masă verde de la asta, faci capacitatea de pășunat. Pentru că dacă ani de zile, 10 ani de zile, ați văzut în tot felul de ședințe câte, că avem și noi vreo 8 ani, 10 ani de ședințe împreună aici, 8, 9, 10, 8 de hectare. O vacă, o vacă și 1,2 de hectare. Nu mai merge. Din studiu, reiesă 4, maxim 5,8 de hectare. Asta este calitatea pășurilor. Când vom veni cu toate măsurile de îmbunătățire, în ce sens? În desăminte, tăi, spini, mușuroare, supra-însămânțare. Lucruri care îl spun eu de ani de zile. Deci se face supra-însămânțare pentru specii de plante, de graminee, pentru îmbunătățire. Iar astea sunt făcute în studiu științific și spune, parcela secătură sau parcela scutare. Acolo spune, atâta suprafață face sumă, exact determinat, măsurat. Nu faci după urechii la general. Nu. Acolo ai voie să faci din 5 hectare, 2 hectare de supra-însămânțare. Așa considerat ei. Acolo plantezi 20-30 de copaci pentru susținerea râmbelor. Să nu mai fie ravene. Dincolo îmi lași trec. Deci s-au renunțat la ideea, tai tot din poșuri. Nu. Mai lasă pentru umbrare. Creierea de umbrare. 3. Nu mai facem adăpători, umbrare, după unei. Nu. Aici scrie exact dimensiuni. La vaca mare, la animalul mare, spune 40 cm înălțime, în lungi de 45 de grade, atâta lungime, în calculare exact. O vacă ce se vede în 5-6 minute, 40 litri de apă. Să-i creezi condiția, să nu se înghețe, să împungă, deci totul este determinat la calculat. O aia, spune, trebuie să bei o dată de apă în 3 minute sau 1 minute. Vași, trebuie să bei în 4 minute, 4 minute, în 6 minute. Să-ți asiguri lungimea și capacitatea, deci totul pentru bunăstarea animală. Pentru a încuraja creșterea animalului, că vedeți, de la an la an, scad defectele de animale și la bovine, și la bovine, nu mai spun la alte specii. Cocul este să se creeze condiții ca crescătorii de animale să le venim în ajutor cu o pășune bună. Ca să le găsească în producția în final doar de ei.
Eu vreau să vă vorbesc două ori, gata, fi capitol. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, deci totul este pe sistemul făcut analitic. S-a muncit, e o lucrare în care s-a muncit. Eu am avut o colectivă aici, în colaborare cu cei de la Bacău, tot felul de documente, le-am întors înapoi, au venit iar, până la capăt. Deci s-a făcut exact după normă, după ordine. Au venit, au luat probe de teren, au mers pe pășuni, au văzut structura floristică, surse de apă, fel de acces, tot, tot. Aici, în documentul ăsta, sunt toate. Când expiră contractul de concesionare de Asociația Floricica la Aule expiră, atunci, bine, noi o să dăm de-a noastră. Îi dăm Biblia pe mână și spunem, la pășunea de Aule Flori, următoarele măsuri, scrie, trenări, protecție prin pădure, suprafața golului, fertilizare se face cu și spune exact 95-105-15 substanță activă de etan. Deci acolo nu va ajunge. A da o sac de îngrășământ care înseamnă 50 kg, înseamnă 20 de kg de substanță activă, este nimic față de cât spuneți. Deci, de 3-4 ori mai mult. Da, ca să avem, să avem o pașă întreținute și... Totul e subvenționat, nu? Toate astea se fac, toate astea se fac de către asociații din subvenții primite de la ei. Se dau 3 milioane, 3 milioane jumate de etat, iar de acolo plătești la primării concesionare și postul de teren, restul rămâne și le atinge numai și numai de... Deci, în toate măsurile, fertilizare, desfacerea mușuroaielor, cioacelor astea, plantații de sarcăl, perate de râni, să nu mai rupă la lată. Doi, micșorarea numărului de ulemeuri pe hectare, să nu o distrugi. Deci noi, ca suntem proprietari, avem interesul să nu pună în loc de 5 oi pe hectare, să pună 9. Cu poate 9, fac numai cărări, numai cărări, numai cărări și o distrugi. Ea trebuie să fie uniform, ca zonă. Să o pășească progresiv. Următoarele măsuri, prin tătlire, prin tot felul de măsuri. Avem așa de mult, ca acum, în loc toate facte de anul de etat. La noi acum, acum, da? Da, păi, nu, am avut. Acum, prin scăderea urmării, avem disponibil. Nu, nu avem. Nu a fost odată. Deci, la deala, practic, sus, era supraîncărcat. La cornițări jos, acolo, la Dănești Val, sunt ideea este ca pe țară să crească numărul, să crească șeptelul. De asta se fac îmbunătățirea asta, pentru că pe an ce trece, numărul de animale scade. De asta și se bagă o problemă a subvențiilor. Să dați și bani, domnul, să îi dătați și poți să scade animale. Dar nici nu trebuie să nu am avea și bani. Asta este ideea. În momentul când animalul vostru îi scade. Pentru că am lucrat de timp, am lucrat alți de aici, care m-au ajutat, toată ziua, nu la documente. Jumătate din care asta e făcut de noi de primărie. Azi, la bază, v-am spus, documente de ordinul prefectului, prin care ne atestă suprafața de 604 hectare de pășuni, iar studiul este făcut pentru toată suprafața de pășuni din comună, inclusiv cea particulară, 969,3 hectare. Asta a fost și ideea, să fac la toată suprafață, pentru toată lucrurile. Dispozim? Nu, sunt, am creat o regulă de animale astea. Da, de atât de atât și așa, nu? Se creează o regulă de animale. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2, aveți favorabil. Favorabil. Se punem la vot. Majoritatea de voturi s-au aprobat. Trecem la punctul numărul 5, îi spune motivul și 4. 4. Este de motiv și proiectul hotărât privind aprobarea protocolului de colaborare în cadrul proiectului creare și implementare serviciului comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și ecluziunii sociale. Dăm cuvântul la Ministerul. Da, pe scurt, așa cum închipui că dumneavoastră în cadrul ședinței de comisie de ieri ați parcurs materialul. Am primit o adresă comună a Ministerului Muncii, a Ministerului Educației și a Ministerului Sănătății, care ne invită la semnarea unui protocol, denumit așa cum ați auzit și din cuvântul domnului primar,
Eu am să mă rezum aici, să vă dau citire obiectului protocolului și dumneavoastră o să veniți cu discuții și... Obiectul protocolului este următorul. Îl constituie asigurarea colaborării interinstituționale necesare în vederea dezvoltării și furnizării serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în unitatea administrativ-teritorială a Comunei Parincea, județul Bacău, în cadrul proiectului Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, COD, SMS 214 12607, finanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiective specifice 45, 46, 40, implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în calitate de lider de parteneriat, Ministerul Educației Naționale partener 1 și Ministerul Sănătății partener 2. Obiectivul 1.2. Protocolul va contribui la consolidarea capacității administrației publice locale de a iniția, coordona și implementa măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în unitatea administrativ-teritorială prin crearea de echipe comunitare integrate și implementarea de proceduri, metodologii și instrumente specifice de lucru. De asemenea, se urmărește creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii comunitare integrate în UAT. 1.3. Fiecare partener se angajează să ia parte la implementarea eficientă a proiectului menționat la punctul 1.1, să coopereze, să efectueze și să îndeplinească prompt și la timp toate obligațiile care îi revin în temeiul acestui protocol, care îi pot fi solicitate în mod rezonabil și într-o manieră de bună credință cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Protocolul este atașat la adresa comună despre care vă spuneam în 3 exemplare. Urmează să fie semnat de primarul comunei cam puternicit al dumneavoastră prin hotărârea Consiliului Local și avem termen până pe 28 iunie să ajungă înapoi la Ministerul Muncii. În proiectul de hotărâre, dacă ați observat, la articolul 1 se aprobă protocolul și proiectul de colaborare, iar la articolul 3 avem aici specificat în mod expres că sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, denumit mai sus, se vor asigura din bugetul local al Comunei Parincea. Asta înseamnă că e posibil ca pe parcursul derulării proiectului să apară cheltuieli care o să trebuiască să ne le asumăm, că le suportăm. La articolul 4 se aprobă ca în acord cu cadrul legal în vigoare în momentul respectiv, UAT Parincea județul Bacău să facă demersul necesar în vederea asigurării sustenabilității serviciilor. La articolul 5 se împuternicește domnul Sorin Roșu, primar al Comunei Parincea, să semneze toate actele aferente proiectului, crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei, cod SMS 214-122-2607. Mai fac precizarea că în cadrul acestui protocol vor fi cooptați specialiști. Astfel, o să fie cooptat cel puțin un asistent social profesionist și are aici detaliat de toate atribuțiile postului, așa, un asistent medical comunitar, asta citire de Ministerul Sănătății, un mediator sanitar, noi am mai avut la nivelul Comunei Parincea prin fonduri FARE, un mediator școlar, deci vis-a-vis de faptul că suntem în colaborare și cu Ministerul Educației, și un consilier școlar. Ce am observat eu din documentație așa la asistentul social, condiția este ca acesta să fie profesionist în domeniu, respectiv, cum am mai discutat noi, studii superioare în domeniul asistenței sociale și certificat că este înscris în Colegiul Asistenților Sociali din România. Iar o primă condiție este ca la nivelul Comunei Parincea să putem beneficia de serviciului unui astfel de asistent social măcar 2 ore pe zi, ca să putem fi acreditați și merge mai departe cu proiectul. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări,
Vă ascultăm. De despre asta este vorba în acest protocol, ceea ce noi am mai discutat în cadrul ședinței anterioare vis-a-vis de acel post de asistent social, iată că acum este prins în acest protocol de colaborare. Discuție. Să colaborăm în cadrul proiectului, dar proiectul, dacă ați observat, este din fonduri europene. Sunt 139 de proiecte, sau acolo. Deci, abia după ce semnăm protocolul ăsta, după aceea probabil vor veni domnul metodologice, măsuri concrete, în sensul monitorizării familiilor sărace, familiilor cu probleme, copii abandonați și așa mai departe. Din cauza asta se face de cele trei ministeri, învățământ, muncii și sănătate. Pentru fiecare are specialistul lui. Da. Iar la primărie... Nu, deja suntem obligați ca să angajăm un asistent social profesionist. De profesie? Prin care mi-i dă ei bani când sunt salariul. Da. Deci vă dați seama că dacă noi asistentul social îl avem și îndeplinește condiții, deja o să fie prins în cadrul acestui proiect și plata lui va fi din proiect, este eligibilă. Sunt convins că în vor fi probabil măsuri. Problema e dacă o să găsim asistent social care e profesionist ca să-l angajăm. Când, la momentul de față, cam toate primăriile vor să angajeze și... Da. Implică mai mult un tratament la un moment excluziunea socială. Adică care să reții un ajutor pentru familie. Dar nu-i un stai la acolo două ori, avem și creată comunitate. Social, profesionist, principal, doamna Onofrei, care e încadrat în Colegiul Asistenților Sociali, cotizează, cum să nu? E asistent social la centru Miorița Parincea. Cu două ori? Și cu două ori. Adică ne trebuie un minim de două ore ca să putem. Cu accesul dumneai, dar să facă și este necesar un specialist în domeniul respectiv. Da, asta ar fi o primă măsură, dar vedem. Deci primul pas este să se facă. Deci ne avea o persoană ca să fie la noi și acum mai multe ori numai de un lucru. Dar se poate cum ne întreabă mai bine. Beneficiem de servicii. Se poate, cupitul, se poate. Da. Dacă mai sunt discuții. Dar Comisia 1, că de acolo... Aviz favorabil. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 3, domnule consilier. M-am așteptat până ori de ca tot. Trecem la punctul numărul 5. Numărul 5 și 6. Da, dar facem separat. Expunem motivul și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimonial ADIP. Și la DIS. Cotizațiile, da. Să știe că fiecare an trebuie să aprobăm cotizațiile care se plătesc. Vă zic cât este cotizația ADIP, cât este ADIS. La ADIP cotizația este de 100 de lei. Pentru comune de cadrul nostru, care nu aveam plăni de chice. ADIP, da? Și ADIS-ul? Iar la ADIP cotizația de 5.000 de lei. Pentru comune cu populație cu peste 3.000 și 5.000 locuitori. Pentru ADIP. Pentru ADIP. Deci, pentru ADIP. Comisia 1. Comisia 2. Și totuși, domnule consilier. Da, domnule, v-ați gândit. La ADIP. ADIP e 100 de lei, domnule. Păi am zis, separat. Acum, la proiectul care avem, proiect cu apă, nu? Nu e cu ADIP. Adisul e salutizarea. Adisul e salutizarea. Adibu, da. Comisia 1 la Adis. De acord cu cotizația? La Adib, băi. Ori la Adib, ori la Adis. Adis, doar am putut. Primul a fost primul Adis. A, și-a stărit la doilea Adis acum. Păi și la Adis, noi acum cu apa ne ajută. Adisul nu are nicio treabă, e cu gunoaie. E salutizarea, e Adisul. Adibu a spus Adisul. Adibul e cu gunoaile. Adibul este cu apa. Dar și eu când am întrebat ce am spus, domnule. Nu, dar așa s-a spus, n-am înțeles, domnule. Am spus la Adib, că noi ne ajută, noi suntem înscriși. Nu știu ce bine. Deci, și avem acum proiectul cu apa. Aia ce era problemă. Deci nu are nicio treabă cu proiectul nostru. Nu este proiectul nostru, nu apa asociație. Proiectul nostru este foarte bine că este prin PNDL, nu? Da. Și atunci... Deci, cotizatea la Adib. Comisia 1. Aviz favorabil.
Comisia 2. Avis favorabil. Propunerea la vot. Mulțumesc. Trecem la punctul 7. Expunem motivul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat cu Asociația Culturală Educativă, Arta, Sport și Sănătate, Vatra Satului Văleni. Aici domnul Dămop a depus o solicitare să facem un contract. Vrea să facă diferite activități culturale cu copiii din Comuna Parincea și să facă și un proiect ca să-l depună la Consiliul Județean pentru obținerea unei finanțări. Dar avea nevoie de spațiu unde să-și facă activitățile. Noi am spus ca să facem contractul, să îl dăm în mod gratuit. Consiliul Local Primăria Pancea nu trebuie să plătească nimic. Deci totul este gratuit și din partea lui și din partea noastră. Dacă doar sunteți de acord. Sau dacă aveți alt întrebări. Foarte bine. Comisia 2? Comisia 3? Supunem la vot. Mulțumim. Trecem la punctul 8. Expunem motivul și proiectul de hotărâre privind atribuirea unui teren în folosință gratuită pentru construirea de locuințe în baza legii numărul 15/2003 cu modificările și completările ulterioare. Aici aștept formalele cereri depuse de tineri ca să le dăm teren pentru casă, să-și facă și ei o locuință. Dacă aveți ceva discuții. Aici aș avea eu un numai întrebare, discuții. Adică, totuși, am dat și înainte. Ne-am dat votul de vânătoare înainte. Și după ce i-a pus în proprietate, Da, aveți dreptate. Deci așa este, dar uitați că mai avem care cer prelungiri pentru că ei nu au reușit să-și construiască, să plecați pe afară, nu au putut să vină. Deci avem la prelungire, avem Piradul George Bogdan și Bracău Silviu, care cer prelungiri. Pentru Butacu Ștefan, Pradaeș Gabriel, Simion Cristina. Ca să le dăm pentru prima dată acum. Era Bracău Cristina, soția lui Simion, Simion. Soția lui. A lui Ionuț, Ionuț sau Ciprian, nu știu cum îi cheamă. Sunt aici astea 5 solicitări, dacă v-ați uitat pe ele, le-ați văzut. Dacă aveți alte... Nu, eu am văzut, dar deci ei, dacă... Este valabil un an de zile. Dacă un an de zile ei nu construiesc nimic acolo, domnul ăsta, nu-ți face documentația, ei se anulează. Nu au voie să vândă. Dar, deci nu au voie să vândă. Niciodată? Ba da, au voie să vândă, dar ideea este... Eu știu un caz, dumneavoastră nu știți, cât noi am dat teren și l-a vândut prin inerție. Da, dar nu era prin teren tineri. Deci era prin liceu. Nu fost. Am prins că am fost prin curs, dacă e ceva ce știu și eu, era ceva pentru încurajarea tinerilor pentru gospodării agricole individuale, ce a fost cu ani în urmă, cred că înainte de 2000. Știu, nu teren tineri. Și fost după 2000. Eu știu ce este vorba. Deci aici, este stipulat și în proiectul de hotărâre, avem aici interdicție la articolul 5 pe o perioadă de 5 ani de zile, de la recepția finală, nu au voie, nu se vândă. Ei... Să s-a întâmplat un caz. Da, dar n-am avut teren tineri. Nu, dar și la ăștia, deci sunt în un caz, construiesc și citesc, nu sunt înțeleg. Da, deci o să venim, dacă ei după 5 ani de zile și exprimă opțiunea că vor să cumpere terenul respectiv, casa este a lor, terenul este al nostru dat în folosință gratuită, atunci facem raport de evaluare, așa cum știți, venim cu evaluarea în Consiliul Local și aprobăm raportul de evaluare în vederea vânzării și aprobăm vânzarea. Da. Comisia 1. Punctul 9 este un motiv și proiect de hotărâri privind aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinirea deciziei numărul 13 din 7-5-2019 a Camerei de Conturi de Subvenții referitor la audit financiar pentru anul 2018. Dăm cuvântul domnului contabil aici. Da, deci noi am emis un audit financiar asupra fondului de execuție a bugetului la anul 2018. Noua decizie mărturisului de ministrului de către Curtea de Conturi
canale contra Bacău sau dispuse niște măsuri de revedere de eficiență. În materiale care au fost puse la dispoziție au fost scrise măsuri care ne-am făcut să le lua. Și dumneavoastră vreau să vă aprobați măsurile pe care au fost noi ale începânii. Dacă aveți discuții sau întrebări de la dumneavoastră, am văzut pe dumneavoastră. Eu, termenul contabil, nu am înțeles. Cine a măsurat acoperiul și a cozat tot la dumneavoastră? Cine a măsurat? Nu, proces de bani, ceva, au măsurat, au stabilit. Ce s-a pus acolo? Cine s-a pus acolo? Constatarea a fost făcută de doamnele de la Curtea de Conturi împreună cu domnul director Rungu. Au mers la fața locului, eu nu am fost acolo. Măsurile, da, nu-i sunt. În raportul de la Curtea de Conturi, penal de el, bineînțeles că e plasat pe cedeană pe anasală. Nu zic că... Specific. Deci, de care față de lucrări, care șade la factura numărul 267, emis de către FC PUSRR, s-a constatat că executantul a trecut la față de 182 metri pătrat la articolul cheltuiel, are un cod de CRFCX, materiale 386 lei, iar mai nou pentru 2366 lei. Dar din inspecția efectuată de către autorități publici, împreună cu directorul liceului și administratul financiar, la plătirea la care s-a indicat că s-au rezolvat lucrările, are și faptul că revizia acoperișului nu a fost efectuată pe 182 metri pătrați, ci cel mult pe jumătate. Asta e raportul de constatare. Da, ei n-au avut o comisie când s-au văzut cât acoperișul a avut? Da, da, au recepție. Recepție, da. Cum zici? Au recepție și în recepția respectivă au fost măcrit faptul că au făcut lucrări la 182 metri pătrați. Ori la o inspecție, răspund, tu cum? Pe cine? Pe cine tu te inspecti? Păi chiar așa cum e. Auditorii publici, cu directorul de acolo. Da. Zice că nu au fost prafața chiar 182, ci cel mai jumătate. La o aproximare... O să nu ar sta pe sale ori. Cum e materiale de 40 de lei, să plătești mai mult de 2000 și ceva de lei. Și aproximația a fost probabil vizual. La dispoziție spune că costa că se constate sau să se citeți vizual. Era bun dacă ne arăta și ce om executat de acolo. Nu, deci documentația este la școală. Deci școală vă poate arăta la nivel să vedeți. Într-adevăr, tablă n-au locuit. Nu, dar lucrarea efectivă achitată este pentru revizie acoperișul, ca să numești. Revizie. Nu, revizie. La dispoziție spune așa. Una e revizie și alta e reparat. Primarul va trece părerea în calitate de odontolog. Ori e revizie, ori e reparat. Revizie scrie domnul, știu că o să vedeți. Deci, asta să citesc. Deci că v-am monitorizat modul în care odontolog terțiar de creție, adică directorul celui tehnologic, ceea ce pe scop aici, va dispune măsuri concrete care să asigure monitorizarea lucrărilor de reparații, verificarea lucrărilor trecute în situația de lucrări și achitarea la plată, doar a celor efectiv realizate. Adică va trebui să fac o reverificare, să vadă exact ce cantități de materiale sau manobre. Când s-a făcut vreodată de un contabil? În 2018. Anul trecut? Da. Școală. Și ce nu l-a verificat? Păi anul ăsta s-a verificat pentru anul trecut. Așa cum a zis, Curtea de Conturi. Deci acolo, normal, de director, trebuia verificat în primar. Domnul Vascari. Nu, nu, deci nu colaborează. Deci am cerut, deci eu i-am cerut, eu i-am cerut să-mi ajutim ca ce-o mă cu doar, i-am urmea. Dați acolo un cuvânt din care trebuie să legă. Spuneți-mi ea, s-o cumva s-o deplasa Barna? Că am văzut acolo că cere o comisie ca să vadă câți metri. Noi suntem în 2019 și noi nu știm câți metri să vă la Barna. Dar cine cere o comisie? Acolo nu scrie acolo. Că cere o comisie. Scrie-te-le să o cere o comisie să vadă câți metri să vă la Barna. Eu din câte mi-amintesc că am parcurs și un raport. Ia citiți-o, citiți-o, după ce vă acolo. Nu, mai un pic dați-mi voie și după aia o să citească și doi. Eu așa am înțeles că am lecturat raportul. Ideea este că la nivelul Liceului Tehnologic Parincea să face transport elevi cu microbuzele școlare și nu este aprobat un document, un regulament, o decizie, o hotărâre a Consiliului de Administrație cu traseele
de la până la cu kilometri și acolo te decontezi cu benzina și cu transport alizat. Deci despre asta e vorba. Asta o cerut curtea de conturi, nu ce o să facă să vă citească. Vă de treaba asta. Când aveau mașinile sub ordinea primăriei, era domnul așa, am avut în primire mașinile, traseele, făceau gălătii de vara consumă nu știu cât, iar înapoi consumă nu știu cât. Am făcut plinul la copil de bol, am pus delegat în față, am plecat la Răgătău, înapoi, asta kilometri, asta consum, consum normal pentru anumite perioade de timp, când e frig, când e cer, mărește consumul. Ca să poți să fii corect. Noi, graficul. Deci nu-i ce spuneți. De la Valinția, din fața școlii, se duce în stație Varna. Da. Câți credeți să vezi că este confirmat, semnat proces de Varna. Din Varna pleacă să vine oprește în stație cu el. Asta e crumele. Asta înseamnă. Deci, curtea de conturi spune regulamentul. Trebuie să facă regulamentul. Cu stația din barcare, de barcare, trebuie aprobat de Consiliul de Administrație a școlii, după care îl pune sub aprobat, aprobarea Consiliului Local. Așa trebuie să facă. Ce nu înțelegi? Trecând mai mulți kilometri, beneficiezi din consum. Asta am spus. Asta e ideea. Acolo ajunge. Construirea unei comisii în cadrul unității școlare care să aprobe distanțe rutiere, un kilometru pe trasiere, pe care necurbuzurile le parcurg zilnic, în vederea asigurării accesului elevilor la procesul de învățământ aprobat. Oralul acestora și, în consecință, se vor stabili și aproba norme de consum reale la grantului. Asta e. Adică nu au fost stabilite regulile astea. În prealabil de a se face transportul. Adică au zis că merg la Varna, nu au știut câți kilometri au... Adică nu mai au știut, nu rezultă din documente, de pantale. Vă v-ați de la primărie, deci domnul vice aprobă foile și kilometri și tot, nu eu. Eu ca primar aprob și tot, nu. Deci are fiecare atribuții. Un organ de control când îți vine și vine pe tema asta să, ca să verifici costurile, cheltuielile pentru combustibil, pentru transport școlar, îți cere documentare. Să la proces spune, se desfășoară transportul școlar pe traseele. De la Parincea la școala detaliat, care sunt. Nu văd de kilometri și asta. Atunci ce faci? Îți vine organ de control, cum ai documentația să-i arăți în față. Și o trebuie să-l sui într-o mașină să vadă el câți kilometri. Deci dumnealor trebuie să-și pună la punct niște documente care ține de dumnealor, de școală, de conducător și de echipa de acolo. Eu știam că există, dar s-a mai introdus traseul ăsta de la Varna până la... Nu se face modificare, nu se face regulamentul respectiv și acolo se scrie tot. Nu se poate, n-are cum să vedeți. De anul trecut, de a făcut adresă ca să facă regulamentul. Și de anul 2019, păi 10 ani. Eu știu că era anul 2016, era anul 2016. Dar nu am văzut că s-a văzut un accident, când s-a văzut când eu chemam la asta, ce am regulat de transport? Și orice trebuie de transport, am un regulament. Dar tu te-ai văzut la regulament în cursul ca șofer. Dacă ai văzut toată regulamentul, nu am văzut. Dar Andreea scrie acolo, ce le faci consul. Dacă pui mai puțin sau mai de 7, în 2017 au avut o dată. Nu! Nu are nici acolo. Nici acolo. De asta, ești obligat de dată. De ce să ai dat pe cum? Nu știu după cum s-a fișată. Nu știu după cum s-a fișată. Nu știu după cum s-a fișată. Cu cine? Asta-i învenționare. Era fișată. Dar știți cum e? Există o diferență într-o situație.
afișat undeva și un regulament concretizat într-o decizie sau într-o hotărâre a Consiliului de Administrație. Exact cum este la noi, știți? Ce discutăm de Consiliul Local Deliberativ sunt hotărâri de Consiliul Local, da? Ce discutăm pe executiv, pe primar, sunt discuții de primar. Deci asta se cere de acolo la școală, o hotărâre a Consiliului de Administrație sau o decizie a directorului școlii prin care se aprobă traseele. Exact cum spunea domnul Știuca din iar, îmbarcare, debarcare, la kilometru, de la zero la cât, statele, componente, exact. Deci o simplă listă acolo sau dacă o exista și aia nu înseamnă un act care să poată să producă efecte juridice și să poată să fie prezentat la un audit financiar. Mi-închipă că despre asta este vorba. Probabil în discuțiile care o să le mai avem cu domnul director ceea ce și ne-am făcut, o să mai vedem, că de la acolo au dosarele fiscale, nu? Deci nu sunt, astea sunt acte de interes public și se pot prezenta, se pot, sau dacă nu este acest aspect, dumneavoastră are posibilitatea să probeze oricând cu documente, că există și nu au fost corect consemnat, nu? Mai sunt discuții? Nu. Nu, e curtea de conturi cu o sară corect. Trebuie adus în grafic distanța de, ora de, unii circulă, categoria de drum. Domnul Bibire, va e de cadă de parte. Da, am înțeles. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2, avizi domnii consilieri. Deci, bine. Trecem la punctul numărul 10. Ne abținem doar trebuie. Oricum ne abținem. Pentru. Nici împotrivă nu sunt. Va țineți ca și noi. Oricum decizia nu o putem întoarce. Nu, până când nu te vine directul și îmi dă mâine, nu... Dai, dacă nu ați, numai un pic, vă rog să-mi permiteți. Nu știu dacă ați observat, noi am făcut formalitățile administrative necesare, în sensul că această decizie ne-a fost comunicată nouă ca ordonator principal de credite. A fost transmis cu adresă de înaintare și către liceul din Orice Parincea, fiind ordonatorul terțiar de credite. Am solicitat în mod expres ca până la ședința de Consiliul Local, prima, pentru că raportul și auditul și decizia Camerei de Cont a fost de luna mai, știți că nu ne-am întâlnit în ședința de Consiliul Local, am scris până la prima ședință să ne transmită și măsurile pe care le iau vis-a-vis de constatările Camerei de Cont. Și acolo, în dosar, aveți adresa acolo. Domnul Grecu poate să vă dea citire la ceea ce s-a comunicat de la școală. Deci nu putem să spunem că suntem în... Deci ce se transmite la școală? Ei au transmis. Nu suntem cunoștință de cauză. Doar dacă față de măsurile stabilite acolo și transmisii, au altceva este răspunderea lor. Noi am cerut oficial să ni se comunice pentru că vor face parte integrată din hotărârea de astăzi. Citește domnul Grecu răspunsul de măsurile decise. Păi da, dar discutăm cu documentul, nu? Să vezi ce spune domnul director, nu? Adică v-ați exprimat că nu aveți răspunsul. Este răspunsul. Citește cum ați explicat. Domnul, n-ai avut 7, pui 7. Ia, ui, ia fiți atenți, să vedeți ce spune școala. Nu mai sunt. Spune așa. Adresa de la școală către primarea Părinței. Având în vedere adresa dumneavoastră, număr 4406, 2486, așa, a doua adresă, cu privire la măsurile concrete dispuse de școala noastră pentru lătorarea deficiențelor solicitate prin decizia numărul 13 de 7 mai 2019 din Curtea de Conturi, vă transmite următoarele. 1. Organizarea și efectuarea reinventarierii de la comite de inventarierii extensiunea de lucruri de învățământ. Termen 24.07.2009. Realizarea rezultatului inventariei în contabilitate până la 15.08.2009. Corectarea documentelor, canalizării de la dosarele cadrului didactice pentru justificarea de contării de avere. Termen 24.07. Recuperarea sumei de la fece cu SRL conform noții de constatare emise de Curtea de Cont. Termen 24.07. Constituirea comisiei pentru aprobarea de statul rutiere și compararea acesta cu felul de parcurs existent, termenul 24 iulie. Deci dumnealor și-au asumat măsurile, da, și ne-au comunicat că au termenul stabilit și ne-au măsurile. Deci, fraților, aveți majoritatea votat să citea de vreți noi. Eu mă urâți aici și aici. Deci nu era vorba de vot, era vorba de precizarea noastră, că a zis că nu aveți răspunsul școlii. Este răspunsul școlii. Este răspunsul școlii. Da. Deci urmați să... S-a votat 4 acțiuni. 4 sau 2? 4 sau 2? Dar sau... Spune doar un pic că martin. Martin, 4 acțiuni, da? Și-o, din cauza că este un răspuns. Domnul Vascaciu, la urmă, vă rog să rămâneți dumneavoastră, domnul Stucă, să vadă ce.
Comisia 1 s-a aprobat, nu? Da, Comisia 2, Comisia 3. S-a aprobat, totul. Să punem cu aprobare. Nu, nicio problemă. Deci la punctul 10 pe ordinea de zi. Ești cum ești motiv și plin de hotărât privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul Administrației Liceului Tehnologic Palincea. Da, aici sunt dat un pic dosarul acolo 10. Am să fac eu câteva precizări. În sensul că inițierea acestui proiect de hotărâre de către domnul primar al Comunei Parintea s-a făcut urmare a unei adrese transmise de către Liceul Tehnologic Parintea din aprilie, imediat, probabil ați văzut-o la dosar. Deci în 18 aprilie 2019, cu adresa 1177, Liceul Tehnologic Parintea ne formulează următoarea solicitare. Vă rugăm să reconfirmați prin adresă scrisă dacă reprezentanții Consiliului Local rămân aceleași persoane care au fost desemnate anterior și care va reprezenta în Consiliul de Administrație al școlii noastre. Deci așa este formularea, așa v-am citit-o și eu. Răspunsul nostru către Liceul Tehnologic Parintea a fost comunicat în sensul că reprezentantul primarului este același, deci nu s-a schimbat respectiv doamna Budnariu Corina Petronela, iar reprezentanții Consiliului Local o să fie rediscutați în ședință de Consiliul Local, cum era normal, că nu ne putem noi pronunța asupra reprezentanților dumneavoastră, lucru cu care am venit astăzi în fața dumneavoastră, în proiectul de hotărâre, deci hotărârea noastră care am dat-o în 27 septembrie 2018 desemnase ca reprezentanți pe doamna Elena Dobrani și doamna Valeria Cucu. Noi prin proiectul de hotărâre de astăzi nu am specificat în mod expres care vor fi acești reprezentanți a dumneavoastră. Vă invit să vă gândiți și să faceți desemnări sau desemnările pot rămâne și aceleași cu votul dumneavoastră. Țin să fac precizarea că pe conflict de interese, respectiv legea administrației publice locale și pe incompatibilitate, respectiv legea 161 din 2003, niciunul dintre consilierii locali nu se află în conflict de interese din punct de vedere al Consiliului Local sau în stare de incompatibilitate. Deci incompatibilitate sau conflict de interese ar interveni acolo, în cadrul Consiliului de Administrație, la momentul luării deciziilor în ce privesc persoanele respective care sunt acolo. Dar având în vedere că nu se află nimeni în conflict de interese, să rămână aceleași persoane care deja sunt propuse. Pentru că în septembrie am înțeles că fac din nou altul. Da, ideea este că eu m-am gândit și probabil ați observat că și în proiectul de hotărâre este precizat. Pentru că anul trecut nu am specificat în mod expres ca mandatul reprezentanților Consiliului Local să fie pe anul școlar sau pe întreaga durata a mandatului Consiliului Local, ne-am gândit acum să facem această precizare. În sensul că nu mai este oportun ca în fiecare an să ne întâlnim în Consiliul Local și doar dacă vreți dumneavoastră să vă schimbați reprezentanții. Ei, acum a luat timp fizic, deja anul școlar 2019-2020 coincide și cu cetarea mandatului dumneavoastră. Acum nu avem certitudinea că reprezentanții desemnați acum o să fie și în mandatul viitor. Oricum, la anul iarăși ne întâlnim și o să trebuiască, după validarea noului Consiliu Local, să desemnăm iarăși reprezentanții. Ideea este că reprezentanții consemnați de dumneavoastră astăzi vor fi doar până la începerea noului mandat, respectiv, probabil, luna iunie anului următor. Deci tot un an de zile mai este în discuție. Când în ședința de școală, când s-a citit procesul verbal, noi, dacă mă ia cu adresă după aia directorului și am solicitat o copie după procesul verbal, bine, când nu l-am primit, e cu totul altceva. Deci, clar, domnul Bibil era cu mine acolo, a spus clar, consilier local care este angajat în școli este conflict de interese. Așa au citit din procesul verbal. Doamna Cucu, deci, ascultați-mă un pic. Deci dumneavoastră, când aveți o răspundentare dumneavoastră, în momentul când le-ați luat o răspundentare, dumneavoastră ați votat dumneavoastră. Deci este conflict de interese.
Procesul verbal. Domnul director trebuia să pună procesul verbal pe masa Consiliului Local, să-l citiți dumneavoastră, să-l vedeți de ce este vorba, da? Nu l-au pus nici măcar în Consiliul de Administrație. Deci era obligat, cum noi, decizia Curții de Conturi, suntem obligați să o punem în fața dumneavoastră ca să o citiți, să vedeți de ce este vorba, așa și el are obligația să pună decizia Curții de Conturi, să vadă și procesul verbal de control și toate, să înștiințeze. Nu să spună el că aici e bine, aici nu e bine. Nu. Lasă citească fiecare membru. Domnul Primar, vreau să vă mai spun o chestie, că această doamnă pe care a scris nici măcar nu știa numele. Doamna de la Nănești, văzătoare. Deci nu. Dar de ce nu mi-a spus nici măcar numele? Deci nu cunosc. Păi și trebuia să spui, conform legii cu tare, articolul cu tare, nu a spus exact nimic. Deci acolo nu dau numele dumneavoastră, nu a spus numele Valerica acolo sau nu, nu a spus clar. Consilierul local care este angajatul școlii este conflict de interese. Eu corect trebuia să vină consilierul local cu Valeria, este conflict de interese și înseamnă că situația asta noi am spus. Auziți, mai am zis că vreau să vă doi. Deci dacă este așa, cât sunt în ilegalitate atunci sau acum? Dacă este așa cum spuneți dumneavoastră, este regretabil și nu atât de fericit în sensul că toate hotărârile Consiliului de Administrație vor fi nule. Și atunci vă dați seama ce efecte juridice se produc acolo. Deci, în opinia mea, recomand evitarea unor astfel de situații. Deci mai bine să evităm, reglăm din mers lucrurile, pentru că e mai bine așa, să ne asumăm răspunderea corectă cu toții, nu să acoperim niște lucruri poate care nu s-au întâmplat. Da. Deci dacă este așa, spune doamna Cucu că nu a participat niciodată în Consiliul de Administrație la luarea unor decizii pe care o privesc în mod personal sau în ce privește cariera profesională, ok, dar dacă s-au luat și dumneavoastră i-a terminat, alea sunt nule și ideea este că vor afecta numai pe dumneavoastră, pe toți cei implicați în acele hotărâri. Dar v-am spus, nu mai este răspunderea Consiliului Local. Deci aici, pe legea administrației publice, doamna nu este în conflict de interese și încoace, dar acolo, fiind și cadrul didactic al liceului, dumnealor știu acolo în ce postură se află ea în cadrul Consiliului de... Știu și nu mi-a transmis și a stat, cum a spus, două mandate. Da. Așa că eu fac apel la înțelegere, la transparență și la legalitate, în ultimul rând, să luăm decizii cu răspundere și cu imparțialitate, așa este corect. Sau în altă ordine de idei, o să ajungem acum la vot și o să vedeți. Tot la fel, recomandarea mea este atenție acolo când se iau hotărârile, nu? Știți că de altfel și aici, știți că vă privesc în mod personal sau rude până la gradul 4, vă abțineți de la vot. Dar să se consemneze de acolo în procesul verbal, să abținut de la vot pentru că este în conflict de interese. Sau... Deci vicini primar de la Bacău, domnul Scribăț, are dosar penal pentru că este tot așa o școală, nu știu, din partea, nu știu cui. Deci, nu, are dosar penal. Dacă vă vreți, urmăriți deșteptarea, deci nu știu. Da. Eu în mapă, numai un pic mai fac câteva precedizări, am făcut extras, tot la fel să lecturat și să fiți în cunoștință de cauză, eu am făcut extras și din legea 161 și din ordinul Ministerului Educației privind metodologia de constituire a Consiliului de Administrație și din legea administrației publice, am subliniat aici, deci v-am zis, din punct de vedere al nostru, al Consiliului Local, nu este problemă de legalitate. Problema este acolo. Dar cel mai bine... Și dacă este acolo, în mod normal, ar fi trebuit să primim o adresă din partea liceului în care să ne comunice. Datorită faptului că în cadrul Consiliului de Administrație au anumite decizii așa care nu întrunesc majoritatea, știu din ce așa, recomandăm desemnăm unei alte persoane, dar de lucru care nu s-a făcut. Da, domnul Vasati, vedeți că eu eram, știți că era, a fost deci primar, eu eram la ADIB, după aceea s-a înființat ADIS-ul tot, am intrat ca primar tot. Deci am văzut că este conflict de interese și m-a retras. Da? Nu am nicio treabă. De ce să... Dacă nu se merită.
Deci, legi și nu-i tocmeală, deci mai discutăm atât, domnule, stabilim. Păi discutăm ca să înțelegem și să fim... Am cerut un rând, schimbi un om care nu are nicio problemă. Nu are nicio hârtie, știi, să vină într-o partidie. Așa bine, mă gândesc și vă doresc într-o partidie. Că ești neamă, cu tot bine. Păi da. Și rând, îți convine? Nu convinezi. Nu vezi să vezi hârtie, am greu, trezi. Dacă nu comunicați, schimbare. Da. Da, să trecem la propuneri, ca să nu stăm. Să trecem pe ce am trecut. Să trecem pe ce am trecut. Să trecem pe ce am trecut. Conflictul de interese, eu aș ruga Consiliul să propună un consilier care nu a fost și nu este cadrul de date, nici n-a fost și nimeni nu este. Și ăla, dacă a fost al susținerilor, prietenii lui, deci tot un fel de conflict mai pe ascuns, și asta am să vezi. Deci, deci domnule, noi am mers în toți anii ăștia, că știți de când suntem consilieri, am mers pe varianta că fiind învățătoare, să trimitem acolo la școală, pe cum să trimit la agricultură de doamna? Nimeni n-ar zic că... Nu trebuia să mă duc eu. Și am trimis pe doamna Cucu, pe doamna Dămocu, a fost reprezentanții noștri. Așa am mers noi. Când nu, nu ne-o zis nimeni când sunt în conflict de interese. Ne-am trimis. Și atâția ani, vă dați seama, noi, din, eu cel puțin în 2004, au fost numai ei, că nu puteam să duc și noi acolo. Mă duc eu, tractorist la școală, să răspit pe doamna să dea cu sapă. Dar nu s-a știut că e conflict. Nu s-a știut, dar nici acum nu avem hârtie, că este conflict, interesă, între doamna Cucu și școală. Deci cum o spui doamna secretar? Da, nu mă agăs de asta acum, schimbăm, facem probleme. Deci părerea mea că dacă va fi un... Dar nici nu trebuie atâta contra. Să nu fi fost, salariat, nu vor caloriza, tot la școala Panicea, și nici să nu fie. Deci unul lor. Părerea mea. Facem propuneri, dar corectă după propuneri de care ați fi. Și mai ales, având era... în vedere faptul, cum v-am spus, mai doar un an la... Da. Pentru un an de zile, în opinia mea, e bine să reglăm lucrurile, să facem curățenie și să fie da, toată lumea acolo, multe atâte, doamne, că ești... Da. E greu până când se sparge ceva. Știu, iasă toate. Da. Dacă s-au constatat că doamna Cucu e conflict de interesuri, v-am spus. Să fie numit un membru, un consilier, care nici n-a fost abordat, cât nu este. Eu te compreg. Da, domnul. Atunci propun eu? Propun. Eu vreau să ne spun și eu, da. În punct de vedere, vis-a-vis de ce spune domnul Sfânt. Împotrivă, eu aș vrea să fie tot un cadru de dată. Da. Știi, da. Începi, da. Ai experiență în sensul. Da, hai, de acord cu nevoastră, nu te poți cadru de dată aici, la părinte, dar poate o poți la altă școală. Dar măcar astăzi, eu nu mă pricep. De la mine, de, nu am niciunul care să pricep. Nu fac acolo, ne uităm la ce. Da, tot un an pentru... Da, ne uităm la ce. Nu uităm, să trecem ce. Nici terminologia, structură. Nu le ai. Cineva care a lucrat domnul Mătumos. Cum, de exemplu, fostul lider de sindicat, domnul care s-a spus. Nu vrea să ajungi. Nu vrea. Pensionat. Pensionat, are timp. Vine, informează. Ce se întâmplă? Nu, 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 și eu pe domnul Vasilache. Supunem la vot pentru domnul Vasilache, cine e de acord? Patru. Supunem la vot pentru domnul Durac. Asta e majoritatea. Asta e majoritatea. Da. Deci asta sunt mult propunerea deci mea. Deci, deci trimitem dintr-o... Domnul Vasilache, doi reprezentanți. Deci a fost nulă propunerea mea, să nu fi fost cadrul de dat. Da. A fost nulă. Deci un partid îi trimite și toți într-un, într-un singur loc și restul stăm și aplaudăm. Frumos, domnule. Aplaudăm. Frumos, domnul Vivere. Frumos, domnul Vivere. Frumos. Foarte bine. Aplaudăm, domnule. Când ați aplaudat, trimite-i toți atunci drăgoviți. Mergi, domnule. Nu înțelegeți că asta e normal și e normal. Ce înțeleg, normal. Ia treabă. Acum nu mai este conflict de interese? De ce are?
Acum mai există conflict de interes, vreau să văd numai soția lui. Da, exact. Păi, dar domnul nu mai există conflict de interes. Domnul Dimitri. Deci acum nu are doamna învățământ. Doamna Dobrani și lucrează în doamna. Nu există conflict de interese? Dar Nu există conflict de interese. Hai să totul pe altul. Păi noi n-aveam cum. Deci, domnul primar, să fie logic, noi suntem patru. Indiferent pe ce propun, n-am cum să trec un om cu patru voturi. Cine? O altă recomandare. La constituirea, mai un pic. La constituirea Consiliului Local v-ați făcut grupuri de lucru, nu? Ei, mergeți pe grupurile de lucru. Dar grupul de lucru nu suntem patru și cu doamna de loc, care zice cinci. Tot n-avem. Faceți inteligențe. Domnul e în grupul nostru. Da, cu domnul Dura. E în grupul nostru. Sau... Nu știu, că e pentru așa și poate... Nu, nu, iar nu e. Că vă spun eu ce înseamnă viața de membru în Consiliul de Administrație. Simt mai dragă telefon. Nu o repede. În săptămână de două ori. Poate fi și la ora 1 și de la ora 4 și nu mai știi când și cum. Și adevărul ăsta e că trebuie să înțelegi și acolo, că sunt multe chestii care nu poate și cu oricine să înțeleagă. Hai, poate arăți. Haideți, mai gândiți-vă și ca să plecăm înțelegi. Domnul Gâșcu e bun, e interes cu mine, asta se anumășăm. Da? Domnul Minuaicu, dragul, știți? Domnul Bibi, butonul la fel, care crezi? Eu sau și noi de ce nu poate? Domnul butonul de ce nu poți? Un an de zile. Auziți și știți cum nu e prezența obligatorie. Mai puteți lipsi câteodată. Mai puteți mai știu câteodată. Da, ca să spălăm apele. Da. Puteți lipsi să trec. Să nu duci locul ei. Da, deci cine este pentru? Ca domnul consilier, știu că voți să reprezinte Consiliul Local Parincea alături de doamna Dobrane și în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Parincea. Este cineva împotrivă? Deci, domnul Știucu, felicitări. Mersi. Și mergi în tăcea. Vă așteptăm să mă urmă. Mergi în tăcea. Da, dați-mi experiența dumneavoastră acolo de economist, de profesie, da, de conducător de instituții. Nu e bine. Da. Da. Să punem la vorbă, comisia 1. Am favorabil. Votul am dat. Domnul consilier. Votul am dat. La diverse. Punctul 11 diverse, dacă cineva are. Da, eu mă scriu, domnul primar. Aveți cuvântul. Deja nu. Aș vrea să vă întreb, domnul primar, că am văzut în cursul lumii care a trecut și nu ne-am întâlnit, cât că ați schimbat geamul, cât au costat geamurile de la Cărmin de la Valeriu. Domnul contant, la drept, spuneți. 15.000. Cât? 15.000. 15.000 cu tot cu uși, cu tot cu uși. Trebuie să ne scurt cu un geam mare 2 metri lungime pe 2 metri lățime. Sunt 8 geamuri. Tehnologia fașistă. Da. Este cu achiziție pensiat, contract, conform legii. Da, am văzut, nu știu cum i-ați găsit băieții ăștia la seară. Da, ok, frumos. Da. Da, dupe, domnul... Dar chide, domnul. Și ce faceți cu domnul? Divers. O
așa, deci am acolo, deci 15.000 de lei. Deci nu mai rămas banii, mai facem și ce ați promis? La ce vă referiți? Știm, din cei 50 ați cheltuit 5.000 de lei. Da, mai rămas nu? Mai, da. Da. Vreau ca să continuăm la vădere acolo, să facem și o baie. La cămin. Acolo, deci cum intri, prima ușă din cămin, în partea dreaptă este o ușă, este o ușă. E o cameruță mică. Dar la buget n-am zis așa. Nu, dar deci este pentru cămin. Deci nu spun nicăi din unde trebuie. Se poate face și la... Cum doamne, dar trebuie să aduc înregistrarea cu avem. Înregistrarea. Deci am pus să facem la Nălești. Da. Continuăm și cu Nălești, bineînțeles, facem la Nălești. Dar dacă o să mai fie nevoie de ceva bănuț, o să mai punem la bugetul următor. O să începem și acolo. De care îi dă pozitiv? Am văzut, a doua întrebare, am văzut că ați reușit și reparați buldul. Cât a costat reparația? Deci, a durat foarte mult timp. Deci, pompa nu mai ridicat deloc, reparația a avut undeva la 13.000. Și ați schimbat pompa nouă, nu? Nu, e nouă, e reparată. A, deci ați reparat pompa? Da, pompa reparată, instalații electrică toată. Da, da. Și nu ar da, e aici. Frâni, nu mai vrea frâni deloc. Da, din discuția asta, na, e și filmată, mă, nu prea vrea să fie filmată. Am înțeles că buldul nostru a avut o problemă când l-am zis la reparat. Da, a avut un accident. Da. Da. Așa. Da, așa. Da, atât, nu înțeles. Da, nu, așa este. De ce să nu recunoaște? Ce vrei să-i faci? Asta e viața. Da. Sunt bune de oameni. Asta e ea, ce vrea să spun domnul Durac, adevărul. Da, 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 așa e. Nu, dar nu dau pe titlu. Domnul Slaviu, deci era fost cândva... Era cam două înaintea lui Titfot? Nu, deci n-am întrebat cum s-a întâmplat. Da, și... Am fost cum am venit. Și da. Mulțumesc. Altcineva care vrea să mai inscrie la diversi, poftiți domnul Durac? Aș recomanda membrilor Consiliul Local care fac parte din Consiliul de Administrație să se intereseze în prima ședință de Consiliul de Administrație că a fost pe masa școlii, masa de la școală, o cerere din partea contabilii în care cerea să-i se aprobe să lucreze de acasă. Contabil? Nu sunt chiar de acord. Dacă i s-a aprobat sau nu. Pentru că Consiliul de Administrație n-a fost discutat. N-a fost discutat. Deci aici iar este o problemă mare. Să fiți atenți aici. Supuneți problema așa. Dacă i s-a aprobat, pentru că doamna are salariul. Cât are lunar? Lunar. Lucrează lunar. Și de la normă întreagă. Normă întreagă și vine numai negre. Și secret salariul? Dar trebuie să știu eu. Nu i-am întrebat cât costă. Nu știu. Confidențial. Și unde s-ar putea să fie semnat? Să fie introdus după aia? Nu, se pare. Dar de ce nu vrea ca să... Deci a cerut în scris. Să vrea copii după procesul verbal, de ce nu vine? Da, doamna, a fost în cancelarie cererea, în cancelarie era cererea dumneavoastră. Ultim, a fost cu aprobarea navetei de luna mai. Și nu semnați? Semnăm, dar o rămas că o să treacă acolo și am pe fiecare individual. Popescu, cu atât Ionescu, Și aici este o problemă. Să urmăreți tot în Consiliul de Administrație care au fost trecuți și cât. Cum a fost prezentat? La situația asta prezentată nu a fost prezentată în Consiliul de Administrație. I-ați aprobat în Consiliul de Administrație funcții de contabil șef la contabil? Nu. Vedeți, dar i-ați aprobat în Consiliul de Administrație
ca de la jumătate din urmă să treacă la urmă întreagă la Paricea? Nu. Dacă nu s-au angajat, s-au făcut concurs de angajare pentru contabilă prima dată cu jumătate din urmă și la anul 2019 cu urmă întreagă, s-au scos la concurs? Nu. Și atunci cum angajăm așa? Nu știu, domnul primar, nu era obligația consilierul să ne informeze și noi? Care consilier? Care consilierul? Nu știu, domnule. Dar nu știu, dar nu știu. Sunt aici, domnul primar. Dacă nu s-a pus în... De asta spun. De asta spun. Să duce domnul director, face la urmă, face numai ce vrea el. Și răspunde, doamna. Doamna, doamna Cucu, să mergeți cu mine să vedeți tabla de pe școală, dacă a fost preparată sau nu. Nu știu, eu consider că nu. Mergem, mergem acolo noi toți și nu uităm. Mi-a spus așa că doamna contabilă, când m-am luat eu cu salarii, doamna contabilă are drept prin codul muncii să-și facă serviciu acasă. Și am spus, nu are acest drept. Al doua, zic, are a doua normă să mai se așa acasă? Da. Nu mi se pare corect. Deci doamna trebuie să aibă un handicap ca să rămână acasă la domiciliu să-și facă. Și am spus, nu are acest drept. Atât a convenit. Ia atâta vă propun să vă refer. Eu vă arăt că și nărtile care vin la Paricea, vin contabil șef Lazar Mătălina. Ca să fii contabil șef, trebuie să ai cel puțin șapte. Eu să știți că am ridicat problema, că nu știu, nu sunt mulțumită cum mă bagă banii. Mi se opresc, nu știu, 5, 6, 7 coduri, spune că am. Deci eu am înțeles. Și sunt nemulțumită. Deci cu foarte multe ori am comentarii. De exemplu, în ședința care a fost în Consiliul de Administrație, nu știu că s-a exprimat, a fost contabilă, nu? Da. Și să vă facă votați ca oile. Nu a zis oile, dar au zis că votați fără să vă informați, fără să veniți să vă informați cu o zi, două, trei înainte și să nu ridicați mâna. Așa au zis doamna avocat, să nu ridicați mâna așa ca... Da? Exact, niște fraie. Exact, de la ora nu știu câte ședință de Consiliul de Administrație. Domnul director, când are Consiliul de Administrație, el trebuie să facă documentația. S-o trimită la primărie, noi analizăm documentația care după care venim la ședință și aprobăm. Eu nu vreau să ne trimit niciodată mie. Eu ne trimit pe ordinea de zi. Ordinea de zi. Dumneavoastră consiliul local, veniți cu zi înainte, analizați materialul, vedeți despre ce este vorba. El nu o muridă. Noi de unde să știm ce vrea el? Păi, eu trebuie să citești și eu să văd, nu? Vin acolo, semnez. Și dumneavoastră, trebuie să din timp să vă spună, domnule, uite, astea sunt hârtiile, da? Asta trebuie să o aprobăm, mâine, sau poate, sau când aprobăm. Dar să vedeți să citiți. Și să fie scrisi, da? Nu după ce este în ședința, mai scrie el ce mai vrea acolo. Nu. Dumneavoastră vă supărați pe mine. Nu am nicio vină. Aveți cuvântul meu. Nu am nicio vină. Candidatice și care poate... Dar nu știu. Dacă n-am știut... Și-o zic. Eu am întâlnit care scrie contract de ședință. Dar n-am știut. N-am știut. N-am știut. Nu știu că e cu oameni, dar ce să fac? Eu m-am pus, obrezi de-a două de legi. Aprobați planul școlar, aprobați navigatul din urmă. Domnul Aslaghi, ce trebuie să propun eu? Ce să propun profesor, nu? Că să fac o profesor, că nu aprobați asta că am propus eu. Eu propun, el semnează, el propune, semnează. Așa îți face. De ce reușesc în stânga? Nu mai... Să-ți spun așa, Aslaghi. Dar să știți că treaba mea. Mai este alta. Să vă spun eu cum este. Faci Consiliul Profesorat. Spune-te, Consiliul Profesorat vin toți. A fost și eu. Și se bătează, nu ați fost Consiliul Profesorat, că n-a spus. A fost, a fost. Dar credeți-mă că a fost de timpul mandat în 2000. Dar nu era probleme. Este Consiliul Profesorat. Nu, de așa. Nu, Profesorat. Consiliul Profesorat de care se aprobă, este o ordine de zi. Se aprobă. După aceea se termină Consiliul Profesorat și vine Consiliul de Administrație. În Consiliul de Administrație vine doamna... Ea este în Consiliul Profesorat, nu are nicio problemă, vine doamna Dobrani și vine și doamna Corina. Ei n-au probleme cu Consiliul de Profesorat, da? Și se prezintă ordinea de zi, putare, putare, putare. Sunt aproape nevoiți să aprobe, pentru că nu mai este timp de analiză a unor lucrări, unor proiecte. Înțelegeți? Ei, când vin de aici, eu venit, sunt puși în fața faptului împlinit. Îmi permiteți un pic, domnul Dora? Puteți să faceți, puteți continua, puteți să faceți recomandarea, sau putem face și noi oficial,
ca Consiliul de Administrație să desfășoare cu o zi înainte sau cu două de Consiliul de Administrație, ca să fie timpul cu oamenii să dar nu fi imediat un sfert de oră. S-au făcut săptămâna asta Consiliul Profesional și terminat la altă de administrație. Consiliul de Administrație să se documenteze. Pentru că eu, din Consiliul Profesional, activitățile care se fac, să fac corect, nu stup, bine nimeni să fac rău, nu știu ce. Dar sunt niște chestiuni ca să le știți. Pentru că lucruri, niște lucruri nu se știu. Și când apar, am și eu, regrețile mele. Și am soțul cu ăla. Eu cu altul. Și este conflictul ăsta nu de interes, un conflict între membrii Consiliului de Administrație, cum este un conflict acum și între membrii Consiliului Local. Nu, nu este între membrii Consiliului. Nu, nu se confirmă, pe ce vă bazați? Nu un conflict, niște discuții. Dar dacă va fi discuția pe momentul ăsta? Ar fi frumos, atunci. Ar fi frumos, dar să ne diferențe de opinii. Diferențe de opinii. Da, exact. Corect. Dar vedeți că sunt niște probleme care trebuie să știute să vorbim. Da. Nu știm... Și dacă mi-a dus bine aminte la o ședință, cred că în primul an din mandat al nostru, domnul Basaghi a fost cu alegerea reprezentantului în cartea Consiliului Local al Consiliului, domnul Basaghi, nu mai vreau la școală, nu mă duc acolo. Păi da, dar nu trebuie că am primit. Total. Da, da. Da. Am fost, adică că am zis... La data respectivă, știu să spune, nu mă mai duc eu acolo. Doamna, dar am trebuit să am spus că se merge din văzături. Bine, am înțeles. Dar nu te exprimi. Să mă duc eu, da, eu să duc eu. Să ducă în învățătură! Deci doamna de mod nu mai era la Bălești, doamna Cucu nu mai era la Bălești, să se ducă Vasraichi din... Nu, dar acum avei o nemulțumire la timpul cealaltă. Nu mai iau să duc. Nu, nu vreau să duc acolo, pentru că eu... Și acum am vrut să mă duc și nu m-a trimis, că am vrut exact să văd care e situația acolo. N-am spus să mă trimiteți, o să urmeze timpul jucuit, tot așa cum spune domnul primarul, că o auzit de la doamna Corina, cred că de altă parte nu s-a auzit. Ce s-a auzit? Adică ce v-a transmis de acolo, din ce zis? Noi nu știm. De ședință? Nu, dar eu nu știu. Deci când s-o citim procesul de bar, m-a chemat special. Domnul Vasari, când a fost controlul, eu asta nu știu dracu' de control. Pentru că am văzut întrebările, eu am văzut și întrebările și răspunsurile. Și noi de unde să știm, domnul primar? Deci eu oficial, deci asta sunt păreri de-a mele care eu nu vi le pot pune oficial pe masă. Dar, domnul primar, noi avem, nu, procesul verbal. Și când am zis, poate cu întrebări și răspunsuri, dacă răspunde prima dată. Domnul Vasari, deci, când s-a citit procesul verbal, m-a chemat special ca să fiu prezent. Și chiar și eu am vrut ca să văd. Când a venit controlul, da? Cei de la inspectoratul școlar, eu cerut domnul director ca să mă informeze ca a doua zi la ora 10 să mă duc pentru o discuție, eu în calitate de primar, și doi consilieri locali. Doamna, am înțeles că doamna nu s-a dus că a avut probleme doamna Cucu, a fost doamna Cucu, pe la vreo 11 mă trezesc cu un telefon, că e din la inspectoratul școlar și... Mă întreabă, dar nu ați fost anunțat că trebuie să veniți la o discuție cu Comisia de Respectivă? Nu! Cum? Domnul director nu v-a anunțat că trebuie să veniți? Nu! Da, putem discuta un pic? Și am zis, da, dar o spune, noi suntem în fața școlii, venim noi la primărie sau prismează la noi. Și am spus, puteți veni la mine, eu sunt în birou, discutăm. Ori la numit birou și ia mă întreabă, domnul, domnul director nu v-a anunțat? Nu, dar nu, deci aveți cuvântul meu, nu v-a anunțat. Și că cum că mie mi-a zis că nu vrei să vii. Deci, domnul primar, eu înțeleg, eu sunt așa, știți cum, nici nu-mi place să-l denigrăm din domnul director, dar... Nu denigrați nimic, se denigrează singur. Adică știți că... Se denigrează singur, domnul primar. Am vrut să candideze, dacă un candidat care se lansează un an înainte... Domnul Vasfrat, de el... Domnul Vasfrat, deci, gâra asta între Consiliul, deci între primar și director, nu puneți-o de apoi, pentru că nu candidează, că candidează, că faci, că... Nu mă interesează, poți să candidezi cât îi cetățean român și are dreptul. Să vreau să fie asta primar și atunci să vedeți cum comunică dumneavoastră cu cetățenii. Dacă cu candidatul ce-și cu ăștia. Da. Dacă cineva mai are la diverse ceva, dacă nu închidem ședința, mulțumim de participare.